În general naționalismului, pentru că despre naționalism vom vorbi, la fel ca și suveranismului, li se atribuie o conotație negativă. Există trei motive importante pentru care se întâmplă lucrul ăsta. Primul ține de istorie, până la urmă, pentru că naționalismul agresiv, dacă ar fi să ne referim doar la nazismul din Germania, nu, au provocat aceste cataclisme, aceste două războaie mondiale cu distrugeri extraordinar de importante. Al doilea motiv ține de situația actuală. Există în Europa un curent, să-i spunem, federalist, nu, care crede că viitorul Uniunii Europene este mai degrabă o structură integrată, un fel de Statele Unite ale Europei și nu un ansamblu de state naționale care își pun în comun și își gestionează în comun chestiuni economice, politice, politică externă și așa mai departe. Sigur că mai există încă un al treilea, spuneam că există, sunt trei motive, există un al treilea motiv. În general, naționalismul este contrapus globalismul. Și aici, sigur, avem globalismul. De multe ori se vorbește de globalismul Davos, adică de această reuniune anuală a globaliștilor, foarte influenți de altfel. Și din perspectiva acestei viziuni, statele naționale nu sunt neapărat, sau identități naționale puternice, stau cumva în calea obținerii unei lumi globalizate și care, în opinia lor, este cea care ar putea trata mai bine chestiunile globale pe care le știm. De altfel, cei care susțin asta mai spun ceva, spun că, de fapt, identitățile naționale nu sunt ceva foarte tare. Ele au fost inventate din rațiuni politice relativ recent. Problema e că și naționalismul și patriotismul, într-un sens mai larg, sau dacă vrem să le luăm la pachet, reprezintă, au în spate niște mituri naționale foarte tari, niște identități naționale foarte puternice, așa că a le trimite în derizoriu reprezintă un risc consistent. Dacă ar fi să ne gândim doar la, avem exemplul competițiilor sportive, în care practic atunci când apar victorii, cei care le sărbătoresc vin totdeauna cu steagurile naționale. De aceea, din acest punct de vedere, identitățile naționale sunt mai tari decât, de exemplu, cea europeană sau cea globală, nu mai vorbesc. De altfel, există o cercetare sociologică relativ recentă, care relevă următorul element. Cei care din Uniunea Europeană, care își văd identitatea europeană primordial, sunt mai puțin de 5%. Marea lor majoritate văd identitatea națională ca fiind cea care contează cel mai mult.